Avantajele jocului la dublu. Tot astăzi intră pe teren Florin. Stați cu noi să vedem oare cine marchează. Dragi fete, dragi prieteni, am aici pe masă un cadou. Pentru cea mai frumoasă, cea mai pricepută și cea mai potrivită fată. V-am dat de naiba. Grea decizie, a venit momentul să aleg. Pentru tine. Ce oameni? Dragi prieteni! Ea nu este aleasa. Ea va rămâne, ea va pleca. Stai că nu înțeleg. Adică ei ai dat un cadou și pe mine mă alegi? E un cadou de rămas bun. Și tu rămâi. Am înțeles. Chiar îl dorea pe Alex din tot sufletul, adică se uita la el ca și la Dumnezeu, despre ce vorbim. Îmi pare rău ce să zic. Cum am și spus, cea mai bună să câștige. Pare rău, Andreea. Eu știam, simțeam de ieri. Deci eu simt că nu un bărbat mă vrea sau că nu mă vrea. Dar nu m-am așteptat să fie la o petrecere așa în față la toată lumea asta. Știu că nu a fost frumos ce am făcut, dar m-am răzgândit pe moment și a fost o alegere intuitivă. Nu mai ies. Dacă trebuie să plec în țara asta, plec în țara asta. Asta este și mai bine, ajung acasă și asta e. Nu, că a zis că nu vrea. Dacă el nu vrea să fiu aici, eu nu sunt aici. De ce să-i dai satisfacție? Pentru că ea e mai sociabilă decât sunt eu. Adică eu sunt muncitoare, dar faptul pentru că este și impedimentul de limbă, adică da, suntem aceleași generație într-adevăr, dar e impedimentul ăsta de limbă și asta îmi dau seama. Și ea știe să fie mai hoț umană, mai șmechere, chestii de-astea care eu nu le am. Bine, mama. M-a ales Albina, da. Eu am câștigat, nu mă așteptam, am crezut că o să fie o simplă petrecere, dar na, trebuie să fii și frumușică, și deșteaptă. Nu neapărat să-ți placă albinele. Mică, imatură, fără experiență la țară, mai tot timpul prin moluri, dar na, recunosc că îmi place. La urma urmei, aia e, decizia a fost luată. Zarurile s-au aruncate. Veni, vidi, vici. E să crede șmecher vrăjitor, așa, dar pe mine nu mă păcălește. Pă bune, eu am o experiență, am 30 de ani, am trecut prin suficient de iubiți și așa, și eu nu mă dau. Eu nu mă dau să fiu păcălită și fraieră. Pentru ce? Pentru plăcerea lui să crede că el este în control? Nu! Femeia controlează bărbatul, nu invers. El trebuie să știe numai ce este de la gât și în jos, nu este ce este în capul meu. Așa a zis mama, care a învățat de la bunică. Și când m-a dus el așa, hai, fetele l-au surprins de la un pepene și a fost peisajul ăla extraordinar de frumos, chiar mi-a plăcut. Și mama, cine a aruncat mucul în fasole? El! S-o critică pe Lili, că nu e bună la asta, că... Frate, dar nu în fața mea! Dar acum când era de treabă, ai de ce să plece? Ca să ce? Să fie scandal între noi doi? A, nu mă bag. Ba da, îi place. El vrea gelos între noi doi. Vezi să spun ceva? Eu nu-i dau asta. Nu. El m-a supărat extraordinar de rău. Extraordinar de rău m-a supărat. Ai un păr acolo, înăuntru un spaghetă. Asta e ideea în care ai un păr acolo și nu vrea Andreea să te înțepe, de fapt. Deja mă... Nu, chiar am văzut un păr alb. Că dacă el nu băga râca aia și spunea, fată, vezi că e un păr și eu aulă, uite așa, îi trecea. Dar el trebuie să... Nu, că poate că bagă ție țeapă. Deci chiar îmi vinea să-i trag două palme atunci, în momentul ăla. Fiind la vârsta care are ea, eu nu am să stau cu Alex așa de mult. Alex vrea, el vrea o gospodină, exact cum a zis el. Cu Lili, imaginează ce, stă 2 ani și că să se șapă altul. Ea arată bine, normal, o să vină bărbat în viața ei. Mai ales este elev. Elev la facultate, care sunt sute de alți băieți tinerei și chiar mai frumoși decât Alex. Adică ce se întâmplă între ei doi, nu vreau să știu. Vrei să ai revedere miere? Da. Asumește-l ține, a? Vin. Mi-a părut bine că te-am pus. Și mie la fel.
pa! Îmi pare rău. La Andrei îi plăceau albinele. Dar asta e alegerea lui. Nu e a mea? Mă trezesc așa uneori și mă gândesc, măi, oare se căsătorește Mărin sau nu? Își găsește și el odată perechea sau nu? Nu știu, mi se pare că se gândește prea mult la chestia asta. Mi se pare că își dorește foarte mult să se însoare. Mică, hai să te întreb ceva. Hai că vin, dar ar trebui să vii tu, nu eu. N-ai nici alea. Na, eu sunt mai bătrână, vin eu. N-o zic ce vrei. Nu, te trebuie să aleg între fete una. Ce zici mie tale? Alege pe care vrei. Care îți place? Despre Julieta, ce părere ai? Ea e mai zurlioță, e mai domnoasă, e mai... Ea aici nu se acomodează. După terenurile noastre, la oi, la de-astea, nu... Aș alege pe Julieta că e mai veselă, e mai vorbăreață, e mai... Nu, mai aspră un pic, mai... Aș alege și pe Marcela, că e mai liniștită, mai... Pe care vrei tu? Mie îmi convine de amândouă. Ține-le pe amândouă. Amândouă nu le putem ține. Una punem la vaci, cealaltă o mânăm la pădure și... Ia că-s amândouă. Să facă tot ce trebuie în casă. Și eu atunci o stau de alături. E făcut, o să fac, să mai învață, să mai... Nu cresc cu nimeni învățat. Aia e de știut. Să vrei. Dacă îți place să lucri, îți place și dacă nu îți place, oricum ar fi nevinț. Cum e vorba aia, soarta, bafta și norocul. Dacă le are omul... Când am fost acasă la Florin Zaharia, la Umbrărești, în județul Galați, ca să-i duc dacă vă aduceți aminte scrisorile, acesta a fost îngrozitor de emoționat. Și a mai revenit puțin și-i drept la petrecere la București, când a văzut ce fete drăguțe și deschise la minte are. Acum e vremea să le primească pe acestea acasă la el, pentru a descoperi în timp cum stă de fapt treaba. Bine ați venit! Bine, a fost lung drumul? Sunt încă mândru că am avut numai fete frumoase înscrise pentru mine. Bună, Lori! Bună, Florin! Îmi pare bine să vă revăd. Să bagi cu bagajele. Fel, mulțumesc! Ne-a așteptat ca un domn. Aici, de fapt, m-a uimit cum ne-a așteptat, exact ca un gentleman. Sunt un pic mai grele scuze, dar am de gând să rămân la tine definitiv. Foarte drăguț! Sincer răspund. Ce drăguț! Mulțumesc! Cu plăcere! Te rog! Mi s-a părut drumul cam confuz. S-a așteptat să fie un pic de mai multă țară, să spun așa. Să vă prezint și casa, curtea ați văzut-o. Mulțumesc! Vă place curtea mea? Foarte frumos, verdeață, frumos. Și aer mult, curat. Da, e frumos. Vai, dar ce de trandafir, ce de culori. Vă plac? Normal, cum eu să le nu? Eu le ud. Am fost foarte entuziasmată. Aceasta este unul dintre dormitoare. În fiecare pat aveți cât un trandafir cules de la mine din grădină. Mulțumim. Mulțumim. Sper să vă placă. Îmi place la Florin că este un tip sensibil, cu foarte mult bun simț, un gentleman de altfel. Cea de a doua cameră a voastră. Super, trandafirul e al meu. Dacă îți place, e al tău. Foarte frumos, mulțumesc. V-ați hotărât cum da, vreți să rămâneți? Da, camera mea, îmi place. Aceasta rămâne camera da. Ta? Vai, cred că aș vrea eu camera, să nu te supăra. Nu-i nimic. Te deranjez că
Se poate? Poftim. Mulțumesc, dar sincer spun... Sunt o drăguță, știi? Mulțumesc, ești foarte dulce, dar îmi place extraordinar camera asta. Foarte romantică camera. Și exact și culoarea pe care îmi place, o culoare caldă, primitoare, foarte frumos. Toată lumea să fie mulțumită, asta mă interesează. Mulțumesc! That don't impress me much. A venit momentul ca și fetele lui Liviu să intre în pâine. Mai bine spus, în vie, la legat. O vie, la fel de sălbatică și de naturală, ca tot ceea ce îl înconjoară pe Liviu. Hai, Leliț, în deal la vie. Să culegem raza cheie, știi cum e? Să mirosim iasomii. Ah, aer curat aici. Mai aveam dimers? Deja. Ca să știu. Nu mai este mult. Uite undeva acolo sus pe deluțul ăla. E ok. Hai, trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră. Și pădurea se vede. Și așa se sfătuiră, și așa... Ei, vine Crăciunul la tine? Se sfătuiră. Raza soarelui, floarea soarelui. Până acolo am avut un sentiment de extaz, într-un fel. M-am liniștit, m-am relaxat. Hai, Leliță, îmi dea la vie. Hai, Leliță, hai. Să culegem raza cheie. Hai, Leliță, hai. Asta este de care soi? E fragă sălbatică. Asta nu a fost niciodată modificată genetic. Eu țin foarte mult la via asta, pentru că e lăsată din bunici și străbunici. Mai fost de când era... Asta se leagă, n-am luat ații. Așa, nu, lasă că avem și ații, ți-am spus. Prima oară ne facem loc și după aia le legăm la urmă. Să nu fie șerpi pe aici. Mă, sunt eu lângă tine aici. Am și cuțit, am și topor, băi, ce vorbim? Mă aperi tu de șerpi. Da, normal. Apoi femeile trebuie apărate de șerpi, așa e. Tu, de te-ai băgat? Știu că am ascuns. Munca la vița de vie mi s-a părut la început ușoară, dar după am simțit nevoia să mă întind și să simt mirosul de iarbă verde și de aer curat. Da? Hai să stăm un pic jos și noi, Cristina. Ia un loc aici, poți să îți ofer haina dacă vrei. Nu vrei să eu da, să nu fie ție rece, că ai transpirat și vântul acum. Stai liniștită. Este o femeie puțin pisicoasă, așa, adică îi place să intre în sub pielea lui Liviu. Hai, vino, dă-te și tu mai aproape aici, să mai stăm un pic de vorbă, că am ostenit și... Ce faci de mine? Hai, vine cu aici, te înțeleg, Cristina. Vine cu aici, Cristina, Elena. Vezi că vine Crăciunul acum și dai un poc. Vine cu aici, gata. Am cer iertare dacă te-am. Când era cu două fete în bătătură, Vasile mi se părea așa, mai timid. Juca numai în apărare. Acum că a rămas singur cu Mioara, ar cam fi timpul să treacă și la atac. Ce zici, mă, Vasile? Schimbăm și noi tactica. În Cihei, Vasile a renunțat la Sava și a păstrat-o pe Mioară. Așa că viața în doi poate începe acum la o cafea. N-am băut cafea, o ca să beau cu tine. Chiar ai întârziat pentru tine. Pentru tine, da. Mulțumesc, da. Mulțumesc. Am făcut un ceai. Apreciez acest gest. Am făcut un ceai ales de mine, da? La gusturi, nu știu. Ia vezi, vișine și merișoare. Vișine și merișoare? Să știi că îmi place puțin acrișor. Păi... Aici ai zahăr? Da, e zahăr. Tu îți pui zahăr în cafea? Da, o să-mi pun și eu după. Da, chiar e bun, dar te rog eu pe tine să-mi dai un pic lingurița. Să mesteci, da? Ai vezi, ai văzut. De parcă mie puțin îmi place mai dulce. Prima dimineață cu Vasile pe balansoar. Așa cum ne făcusem noi plan, chiar din ziua când ne-am cunoscut la petrecere. Și ce mi-ar plăcea? Chestia asta să ne intri în rutină. Da, se poate. Eu termin programul de dimineață. Da, programul de dimineață. Așa, și eu pregătesc. Până atunci tu pregătești tot ce ai de pregătit. Da. Eu vin, cădem de acord la anumită oră, să zicem, ne stabilim o oră. Ei, dacă nu putem... chiar ca la întâlnire, ne întâlnim. Deci... Dar măcar să-ți faci un plan de bătaie. Da, am un plan, dar nu fac ora. Știu, deci de când exemplu, termin tu acolo, eu o să fiu gata. Nu asta vreau să spun. Eu vreau să spun că, de exemplu, să zicem, stabilim ora 9:30.
eu, dacă am o activitate, să o evit această oră, să ți-o dedic ție, să te să da, da, nouă, mai bine zis, da, da, nu? Da, nu e bine așa? Da, e mai bine. Și ce vreau să știu eu? Bună dimineața! Eu visam la ora aia. Ce frumos! Hai să zburăm! Ia uite! Și visam dulce. Cred că îmi pregătești ceva, cum o tăia căldurile. A, un mic masaj, așa. Nici o problemă. Scufa geloasă. Nu faci lucrurile astea. Poate a fost un pic dureros adevărul? Da. Bravo! Din prima! Ai venit pentru mine sau pentru motocicletă? Vrei să dau și eu? Eram așa, adică, serios? Are naivitatea aia plăcută oricui? Să-l iau ca pe un compliment. Opa! Ură să fiu mințit. Nu am un iețlem de mână. Dar e pe bluză. Bineînțeles că eu nu dau înapoi tu la nimic. Să simte une pure femeia mână. Adică de mine ce, nu-ți place sau cum? Nu, îmi crește și mie puțin tensiunea și vezi că-s agitat, că-s nervos. Dar nu exagerăm nici nu, da? Marcela, hai să stăm un pic de vorbă. Să nu luăm...